Nu m-au pus să cânt imnul, că mi-era frică de chestia la asta. La noi te pune, dacă vrei să fii cel mai român, trebuie să cânti. Te pune, dar române. Te pune și acolo. Dar eu am avut noroc, a fost foarte rapid și dar numai... Dar știi să-mi cânti imnul turcii acum, dacă te pun? Știu melodia, dar nu știu cu versuri. Tan 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 taram tan 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 taram tarararam. Păi știu că mi-ai cântat imnul turcii. Hai mă, nu vreau să cânt acum, că noi suntem cu Crăciunul și să nu se supere păi lumea pe mine. Păi și ce legătură are? Trăim în aceeași lume, adică asta despre asta e Crăciunul, despre iubire. Da, eu sunt iubire, adică cetățean român în primul rând, dar... creștin și musulman și... A trebuit să-mi fac și pasul ăsta pentru că mi-e mai ușor așa, nu mai stau stresată, mi-a expirat permisul, fă pașaport, fă permis, la vamă, la... E mult mai ușor acum, sunt... Chiar azi am primit buletinul. Deci nu ți-ai luat cu gândul să te muți la un moment dat în Turcia? Nu, am stat 5 ani. Dacă vreodată ne mai întoarcem mai târziu, peste ani și ani, nu știu niciodată ce se întâmplă. Dar casa mea e aici, ne-am mutat amândoi aici. Acum o să zică lumea că te-ai măritat pentru cetățenii. Doamne ferește, mă măritam în America. Dar nici din America mă măritam din dragoste, pe cuvânt, nu fac eu de-astea. Nu mă mărit pentru... Nu, 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 nu. În cel mai rău caz în America, repet. Dar nu. Mă, nu știu cum am învârtit în viața. De fapt, nu m-am învârtit în viața asta. Mă, o cetățenie străină să iau și eu prin căsătorie. N-am reușit, mă, să fiu măcar... Estonian, lituanian, până ceva, la mine așa un vietnamez, a fost să fie. Așa a fost să fie. Trebuie la un moment dat, dacă stai 5 ani în Japonia, te plictisești în fiecare an să-ți faci poze, permis de ședere, probleme, expiră, nu expiră. Acum nu mai am nicio problemă, gata. Nu, că eu nu vreau să mă mut vreodată din România, nu mi-am propus niciodată. Nu știi dar niciodată. Am dublă cetățenie. Da, mă, am dublă cetățenie. Dumneavoastră cine sunteți? Nu contează, dar am dublă cetățenie. Cum are Anca? Eu o să păstrez pașaportul românesc, îl prezint peste tot, adică nu o să prezint pașaportul turcesc, știi? Nici când te oprești poliția în România? Nu, nici. Sunt cetățean turc, am drepturi. Îți mulțumesc mult, mulțumesc oricum, cu pașaportul românesc faci mai multe decât cu pașaportul mulțumesc turcesc, și cred. Eu și vreau să-i pup, pentru că nu fac asta foarte des, pupă-i. Chiar... Ma, și pe tine și pe fanii mei de pe Facebook. Vă pup dulce, mulțumesc Anca pentru like-uri. Anca Neacșu, oficial?